Bun găsit tuturor la horoscopul anului 2018, previziunile generale. Ți-am pregătit o surpriză în care vei avea parte de analiza anului 2018 pentru fiecare semn zodiacal, însă înainte de a-ți asculta previziunile pentru semnul zodiacal și îți recomand în cazul în care îți cunoști ascendentul să le asculți și pe cele pentru zodia care reprezintă ascendentul tău, să asculți tendințele generale ale anului care urmează, pentru că în cadrul acestei filmări voi dezvălui o serie de evenimente astrologice care sunt foarte importante, voi puncta elementele care se activează în acest an și zonele în care va trebui global să avem cu toții grijă. Înainte de a trece la analiza anului, te invit însă să apeși butonul subscribe sau butonul abonează-te pentru cei care au YouTube-ul în limba română, buton care se află în partea de jos a ecranului acestei filmări, dacă dorești să fii la curent cu toate postările mele care apar pe YouTube și să te afli printre primii notificați în legătură cu aparițiile acestor filmări. În continuare însă, hai să vedem ce aduce anul 2018. Înainte de a vorbi despre previziuni, un mic preambul legat de ce lăsăm în urmă. În primul rând, anul 2017 a fost un an resimțit de către mulți ca fiind tensionat, cu multe transformări, cu multe drame emoționale, atât pe plan personal, familial, al sănătății, cât și în relația cu cei din jur și cu societatea în ansamblul său. A fost un an în care am fost puși în fața a numai puțin de 6 retrogradări în semne de foc. Și întotdeauna când o planetă retrogradează într-un semn de foc, acțiunea acesteia este bruscă, decisivă, trebuie să te adaptezi unor transformări venite peste noapte și tot peste noapte să-ți creezi strategii de supraviețuire, planuri de ajustare, să găsești metode de a ieși din probleme care s-au ivit foarte de curând. Mulți se simt obosiți ca urmare a acestui tranzit, însă stai să vezi că vine 2018 care ne zguduie destul de serios, mai ales acționând în zona celor care s-au lenevit, celor care au lăsat lucrurile pe ultimul moment și care au spus lasă că vedem noi din mers ce și cum și în ce fel, în ce manieră ne adaptăm. Ei bine, dacă 2017 a fost marcat de foc în ansamblul său și focul arde, distruge și reclădește. Asta știe să facă. 2018 vine într-o cu totul altă notă. Este un an în care vom avea 7 retrogradări, din care doar 3 retrogradări sunt pe semne de foc și toate aparțin unei singure planete, Mercur. Mercur, planeta comunicării, a negocierii, a contractelor, retrogradează în jur de 3 sau 4 ori într-un an. În anul care urmează va retrograda de 3 ori și retrogradează în semnul berbecului, în semnul leului și în semnul săgetătorului. În rest, toate celelalte planete care retrogradează o vor face pe marcaje de apă sau pe marcaje de pământ și asta ne va pune sufletul și mintea la încercare. Pentru că dacă vine focul și distruge și tu privești neputincios cum îți arde casa pentru că nu mai ai ce să faci, de data asta vine apa care sapă temelia, vine vântul care o distruge, deci vin niște cataclisme, să le zicem, emoționale, care pot fi avantajate, pot fi te pot avantaja prin faptul că îți dezvoltă capacitatea de a planifica din timp. Și e o parabolă, de fapt nu este o parabolă. În copilărie părinții îmi spuneau o poveste foarte simpatică, era cred că preferata mea. Mulți dintre voi o știu, cu cei 3 purceluși. Și ăștia erau 3 purceluși care și-au făcut fiecare din ei câte o casă. Unul și-a făcut-o din stuf și din bețe de astea, din căpițele de fân.
Altul și-a făcut-o din crengi de copac și al treilea și-a făcut-o din cărămizi. Și ceilalți doi care și-au făcut-o din stuf și din crengi râdeau de celălalt porceluș și spuneau: uite cât de irresponsabil ești, pierzi vremea, în loc să te distrezi, în loc să-ți opri să dansezi că-i vară, e frumos, tu te ocupi să-ți faci casă. Și el spunea: lăsați că vine toamna. Și uite că a venit și lupul, i-a fugărit pe ceilalți doi. Deci parabola e clasică, da? Cei care au fost superficiali au ajuns până la urmă să se adăpostească la porcelușul cu casa din cărămizi și făcută mult mai solid. Și exact această parabolă este cea a anului 2018. Mulți vor spune: bun, de ce n-ai dat parabola cu greierele care dansează vara și furnica îi spune toamna, pe ei acum cântă dacă n-ai fost în stare să-ți faci provizii. Nu este vorba de acest tip de vibrație. Este vorba de sancționarea în 2018 a superficialității. Greierele este parabola greierului care cântă, dansează, este cel care nu se implică total, care spune: dar nu-mi pasă, nu mă interesează. Și 2018 nu este despre asta. Este vorba despre toți cei care aleg să facă lucrurile de mântuială, spunând: lasă că și așa se poate, numai că acum vin testele reale. Și dacă ceea ce ai construit, mental, sufletește, în zonă fizică, nu a fost temeinic făcut și nu au fost fundațiile puse cum trebuie, vei plăti un preț destul de scump. Rămâne de văzut în ce domeniu te va lovi aceste retrogradări, care, repet, sunt în semne de apă și în semne de pământ. Deci vom lucra mult anul acesta pe zona responsabilității, pe zona maturității, pe zona lucrurilor făcute cum trebuie, cum se cuvine și în parametri verificați înainte, în parametri care au fost testați înainte. Anul 2018 este un an extrem de special, am fost foarte impresionată și aici fac o paranteză. Dacă pentru un horoscop al săptămânii te uiți doar pe tranzite, un horoscop al lunii la fel, te uiți pe tranzite, 2-3 zile studiezi tranzitele și faci un horoscop. Pe horoscopul anului se lucrează mult mai mult. Din ce motiv? Noi trebuie să vedem, ca și astrologi, pe lângă toate tranzitele care se întâmplă vreme de 12 luni, ce se întâmplă și în fiecare lună cu acele tranzite, ce conexiuni sunt între planete și apoi să sumarizăm ce se întâmplă în 12 luni, în jumătate de oră, maxim o oră. Deci efortul depus în crearea unui horoscop al anului necesită multă atenție. Nu minimalizez horoscoapele săptămânii și ale lunii, dar e mult mai simplu să te uiți ce se întâmplă pe 7 zile și să cumulezi informația, sau ce se întâmplă pe 30 de zile și să cumulezi informația, versus ce se întâmplă pe 12 luni și să o reduci la jumătate de oră, o oră de informații. Și în timp ce făceam manual, notam de zor tranzitele anului, am avut o surpriză extraordinară și vreau să vă o povestesc și vouă. În primul rând mi-a sărit în ochi faptul că Saturn, procurorul zodiacului, intră începând cu data de 19 decembrie 2017 în semnul Capricornului. Intrând în semnul Capricornului, urmează aproximativ 2 ani de zile în care se va testa foarte mult răbdarea noastră. Saturn guvernează Capricornul. Saturn se simte bine în Capricorn. Știți ce nu-i place lui Saturn? Superficialitatea. Nu este un mare fan al copiilor. Să nu uităm, dacă ne întoarcem la legenda lui Saturn sau a lui Cronos, Cronos și Saturn sunt unul și același personaj, el și-a mâncat toți copiii. Și este un avertisment pentru cei care vor să facă copii în 2018. Dacă încă n-a aterizat barza, v-aș sugera să așteptați să intre în vărsător Saturn. Adică să evitați să faceți copii în 2018. Dacă inevitabilul se produce, vă felicit. Și doar să știți că în primii ani de viață, copilul poate avea o sănătate mai fragilă sau poate avea probleme cu scheletul, cu zona osoasă. Nu înseamnă că toți, deci, atenție, acum nu luați ad literam, toți copiii născuți în 2018 vor avea probleme de sănătate. Nici vorbă de asta. Dar sănătatea copilului vostru
va depinde extrem de mult de starea emoțională pe care voi, ca și părinți, o manifestați. Cu cât veți fi mai stresați și nemulțumiți de relația voastră, deci mai ales la capitolul relație, starea de sănătate a copilului născut în 2018 va fi foarte fragilă. Dacă în casă există armonie, pace, echilibru, Saturn, care guvernează Capricornul și care, v-am spus, este un punct slab, e un cui al lui Pepele anul acesta pentru cei care au copii, care fac copii, își va domoli energiile, își va echilibra manifestarea și copilul se va bucura de o stare de sănătate bună. Deci, primul lucru, primul punct în care mi-a fost atras atenția a fost acesta. Saturn intră în Capricorn pe 19 decembrie 2017, stă acolo pe întreg parcursul lui 2018, iar starea de sănătate a copiilor născuți în 2018, până la vârsta de 9 ani, 8-9 ani, va fi mai șubredă, nu panică, nu e panică, nu ne îngrijorăm, se poate ameliora, dar va conta extrem de mult atitudinea relației, atitudinea pe care părinții o adoptă în relația unul față de altul. Al doilea element este un element social care se manifestă într-o zonă de anvergură socială și este un fenomen extrem de interesant. Pe data de 15 mai, Uranus, planeta adevărului, părăsește semnul berbecului, în care s-a aflat o bună bucată de timp, și intră în semnul zodiacal al Taurului, unde va poposi până în anul 2026. Deci trebuie să ne înarmăm cu foarte multă răbdare. Uranus va tranzita Taurul între 15 mai 2018 și 2026. Dacă în berbec Uranus, planeta adevărului și planeta surprizelor, a exploziilor, a surprizelor care se manifestă într-o incapacitate de a le prevedea totală. Deci surprizele alea, surprize, surprize. Ne-a afectat pe plan social, pentru că Uranus lucrează cu grupurile de oameni, ne-a afectat mult în creșterea prețului la carburanți, conflicte în Orientul Mijlociu, mișcări de stradă, exacerbarea terorismului cu teroriști veniți din zona Orientului Mijlociu, a tuturor ororilor lansate de execuțiile acelea în deșert, sărbanii nevinovați, turiști, erau tăiați și uciși de teroriști. Deci Uranus ne-a adus aceste lucruri. Uite că Uranus se mută într-o altă sferă. În zona semnului zodiacal al Taurului, Uranus activează conexiunile cu băncile și finanțele. Se cuvine să fac o paranteză. Anul acesta, Jupiter, planeta norocului, tranzitează semnul Scorpionului până pe data de 9 noiembrie. Am făcut o filmare și dacă ești curios și vrei să afli detalii, o găsești în playlistul canalului meu de YouTube, unde am explicat pe larg ce face Jupiter în Scorpion. Pe noi ne interesează însă, în analiza lui 2018, ce conexiune există între bănci, bani, Uranus și Jupiter. Ei bine, dragii mei, se repetă istoria astrologică care s-a întâmplat cu 80 de ani în urmă, când lumea, deci lumea, nu mă refer la zona Europei, ci întreg contextul global al mapa mondului, trecea prin ceea ce se numește în engleză The Great Depression, iar în română ar fi tradus prin Marea Depresie. Eram într-o epocă a anilor 34, 35, 41, 42, în care globul pământesc, țările lumii, se confruntau cu războaiele mondiale, cu foametea, cu căderea monezilor naționale,
cu o serie de probleme financiare extrem de serioase. Și atunci, în acei ani, guvernele mondiale au trebuit să găsească soluții la criza economică în care se aflau și a fost reinventat sistemul monetizării, sistemul circulației banilor, raportarea la bani. Ei bine, acum, în 2018, Uranus tranzitează Taurul, iar Jupiter tranzitează Scorpionul, exact cum s-a întâmplat acum cu 80 de ani în urmă. Cum traducem noi asta ca și astrologi? Păi, criza care a fost în 2008-2009 e poveste frumoasă. Vor urma niște bulversări financiare extrem de mari la nivel mondial. Deci nu ne pan... Știți ce cred? Noi suntem mult prea săraci sau nu dispunem de atâția bani încât să ne panicăm cât ar trebui să se panicheze guvernele lumii. Dar se cuvine într-un an cu 7 retrogradări, din care avem majoritatea pe pământ și apă, care este precaut și v-am povestit despre precauție. Într-un an în care ne întoarcem fix într-un moment astrologic care a fost trăit de umanitate, într-o zonă care s-a numit Marea Depresie Financiară, se cuvine să fim foarte atenți cu banii noștri. Cum îi investim, cum îi cheltuim, cum îi păstrăm, cum îi salvăm. Nu vă recomand anul acesta să faceți cheltuieli compulsive și dacă aveți aceste metehne, puneți-le pauză vreme de 12 luni, pentru că vom fi zgârciți financiar destul de serios. Este un moment în care totul se va reduce la bani și vom avea surpriza ca foarte multe persoane din anturajul fiecăruia dintre noi, la nivel micro, să fie brusc și peste noapte cuprinse de zgârcenie, de precauție financiară, de frici legate de bani și vom fi foarte mirați pentru că vor fi oameni care nici nu ne gândeam că ar avea astfel de preocupări materiale. Apoi, pentru noi care suntem români, pentru că această filmare este dedicată evident celor care sunt români și chiar dacă ești în străinătate, te interesează și pe tine cei acasă, sunt convinsă. România este construită pe semnul Taurului. În multe filmări am explicat că a existat un interes politic pe vremea lui Ceaușescu să se spună că România e construită pe semnul Vărsătorului și foarte mulți au preluat această idee, pentru că dădea bine conexiunea Ceaușescu care era vărsător, România care e pe semnul vărsătorului, deci era liderul absolut conducând țara lui care împărțea aceeași zodie cu el. În realitate, România a fost proclamată pe data de 9 mai 1877, deci 9 mai 1877, când Mihail Cogălnicianu a declarat independența României față de Turcia și a afirmat că suntem o națiune independentă și de sine stătătoare. Deci România, dragii mei, este construită pe semnul Taurului. Și acest tranzit uranian al planetei adevărului, care începe fix în semnul Taurului din luna mai și un paradox începe pe 15 mai, care este fix mijlocul semnului zodiacal al Taurului, ne va da foarte mult de gândit nouă, ca și români, și va trebui să ne reorganizăm, să ne resistematizăm sistemul de valori, principiile și atitudinea pe care o adoptăm în raport cu cei apropiați nouă și cu grupul social din care facem parte. Foarte mulți români vor învăța să fie responsabili, pentru că am întâlnit un paradox. Îmi povesteau românii care sunt în străinătate sau rudele românilor care erau în străinătate. Românii au plecat dincolo peste hotare să muncească. Nu, logic, n-au plecat de bine, au plecat să muncească și au plecat să aducă bani acasă sau să trimită bani acasă. Dar foarte mulți dintre cei plecați, și chiar vă rog, comentați, vă rog, dați-mi mesaje și spuneți-mi, ai dreptate, n-ai dreptate, dar eu, din ce am comunicat cu oamenii de-a lungul carierei mele,
Mi s-a spus că foarte mulți români, când au ajuns peste hotare, au dat de bine, au uitat de cei de acasă și au început să-și cheltuie banii pe care îi câștigau cu greu, cu multă muncă, pe tot felul de fleacuri, pe lucruri neimportante. Și uite că, pe urmă, au îmbătrânit, s-au îmbolnăvit, au avut probleme, n-au mai putut lucra și, în loc să fie adunat niște bani și să-i pună deoparte, s-au trezit cu buzunarele goale și mult mai frustrați decât au plecat în străinătate. De ce spun asta? Pentru că, începând cu 2018, mulți români vor și a se stric pentru nația noastră, pentru cei care s-au născut în România și nu contează dacă trăiești în străinătate sau te afli aici. Vor învăța să fie foarte responsabili în privința cheltuielilor și agoniselilor lor. Mulți vor fi interesați să își cumpere case, mașini, pământuri, deci bunuri materiale care au o semnificație de anvergură, de enduranță, de o semnificație care se întinde pe termen lung, le pot utiliza toată viața sau le pot utiliza, o mașină 5-10 ani, pot să o utilizez foarte bine. Deci foarte mulți români vor avea nevoia emoțională să dețină ceva, să-și dezvolte simțul proprietății. Va exista un exod al celor din străinătate înspre casă. Foarte mulți români în 2018 vor simți nevoia să se întoarcă acasă. Și ca și astrolog, deci uman, înțeleg această nevoie. Dar aici facem astrologie, nu vorbim de sentimente. Și din punct de vedere astrologic, este o greșeală să te întorci în 2018 acasă. Jupiter tranzitează Scorpionul. Jupiter are tendința, ca și planetă, e planeta norocului, e planeta bucuriei. Are tendința să exagereze lucrurile întotdeauna, să le vadă într-o lumină mai roz decât sunt în realitate. Și Scorpionul are o conexiune profundă cu mama sa. Toate semnele de apă și toate tranzitele, când auziți că o planetă intră într-un semn de apă, gândiți-vă că vă activează ceva din zona maternă, a relației cu mama, a nevoii de a fi recunoscut de către mamă și a dezvoltării feminității. Indiferent dacă ești femeie sau bărbat, feminitatea se rezumă la emoțional, la manifestarea emoțională. Deci avem un Jupiter care amplifică lucrurile și le face frumoase și ne prezintă o realitate care nu există și îți stârnește o foame emoțională de a te întoarce la rădăcini. Fix într-un moment în care noi ne pregătim să intrăm într-o criză financiară și ceea ce crezi tu că vei găsi acasă nu va fi decât un mare balon de săpun. Te întorci într-un moment total greșit, energetic și planetar și știi ce riști dacă te întorci anul ăsta acasă? Riști următorul lucru. Tu când pleci din străinătate și te întorci acasă, evident că ți închizi lucrurile acolo, da, îți dai demisia, pleci, spui la revedere tuturor, renunți la apartament, te duci în lume, nu? Odată ce te-ai întors acasă, de obicei cam pe astfel de tranzite, în 3-6 luni te lămurești că ai făcut o eroare și bineînțeles că vrei să te întorci înapoi. Nelăsându-ți ușițe deschise, vei porni din nou de la zero. Și aici poate fi greșeala, în sensul că n-ai să mai găsești locul de muncă pe care îl aveai, zona financiară de care te bucurai, beneficiile pe care le-ai câștigat. Așa încât, dacă nu există, nu știu, să fie o preocupare foarte intensă în a te întoarce în țară, indiferent de locul de pe planetă unde te afli, și asta este valabil pentru români. Deci aici ce povestesc este strict pentru români. Amână anul acesta o întoarcere, sau dacă nu mai poți și vrei neapărat înapoi în România, măcar fă întoarcerea asta după 9 noiembrie. Deci după 9 noiembrie 2018, când Jupiter va intra în Săgetător și o să ne ajute foarte mult pe mutat, pe schimbat, pe plecat. În schimb, există și cealaltă față a lucrurilor, în care cei care se află în țară și vor să plece în străinătate sunt extrem de bine aspectați. Deci anul acesta este un an foarte bun să pleci,
Să pleci în vacanțe, să pleci la studii, să pleci efectiv cu locul de muncă, să pleci pentru o perfecționare. Orice ține de a pleca din țară înspre afară este foarte bine susținut. Și crede-mă, nu pledez aici să plece românii din România și nici românii din străinătate să stea în străinătate. Aici vorbim strict despre tranzitele planetare. Bun. Mai departe. Am vorbit despre bani, am vorbit despre Capricorn, Saturn în Capricorn și copii. Bineînțeles, în cadrul acestei prezentări vom vorbi concret și pe domenii de viață, dar acum facem un mic preambul. Și în finalul preambulului vreau să-ți povestesc despre faptul că anul acesta vom avea numai puțin de 5 eclipse. Este un lucru foarte important. Eclipsa reprezintă momentul în care noi, ca oameni, stopăm emoțiile, stopăm zona subiectivismului, devenim raționali, suntem atât de raționali încât semănăm cu bisturiul unui chirurg, vom tăia în carne vie și vom putea lua decizii nu emoțional, ci rațional. Și în continuare îți voi prezenta cele 5 date extraordinar de bune din anul acesta. Când poți să privești realitatea în ochi, să te confrunți cu adevăratele situații de viață. Spre exemplu, sunt foarte multe cazuri în care partenerii nu mai funcționează ca și cuplu și nu se împacă, nu merge bine și îi vedem stând legați la ochi și spunând: lasă că găsim soluții, lasă că va fi bine, lasă că va veni o zi când. Ei nu, pe eclipsă ai să vezi că nu mai e așa, că nu este adevărat. Și ai să simți nevoia să faci schimbări, să aduci ordinea și disciplina în viața ta. Iar următoarele date pe care ți le prezint acum reprezintă punctele valabile pentru toate semnele zodiacale, când poți, repet, să aduci ordinea, disciplina, logica, coerența în viața ta și să-ți îmbunătățești prin acțiunile pe care le faci, evident, viața. Așadar, avem data de 31 ianuarie 2018, când vom avea o eclipsă totală de lună. Apoi 15 februarie, când vom avea o eclipsă parțială de soare. 13 iulie, când vom avea o eclipsă parțială de soare. 27-28 iulie, când vom avea o eclipsă totală de lună. Și 11 august, când vom avea o eclipsă parțială de soare. Dacă vrei să notezi datele, poți să pui stop la această filmare, dai puțin înapoi și îți iei un creionaj și notezi datele. Oricum, te ajut în plus și îți mai repet o dată datele. 31 ianuarie 2018, 15 februarie, 13 iulie, 27-28 iulie și 11 august. Momente marcate foarte bine în zodiac, benefice pentru a lua decizii, pentru a privi adevărul în față, pentru a afla și a conștientiza realitatea unor situații. În continuare, vreau să îți povestesc ce aduce anul 2018 global pe sectoarele de viață cele mai importante și voi prezenta care sunt sectoarele de viață intens aspectate general pentru noi toți, indiferent dacă trăim în țară, indiferent dacă ne aflăm în străinătate, indiferent dacă suntem români sau suntem străini. Și vreau să te invit în acest moment, dacă vrei să fii la curent cu activitatea mea și cu noile mele postări, nu uita să apeși butonul subscribe sau butonul abonează-te în limba română, buton care se află în partea de jos a ecranului unde se află această filmare. Aștept mesaje, aștept comentarii, aștept sugestii. Toate sunt moderate de mine înainte de a apărea pe canalul meu de YouTube. Întotdeauna le citesc înainte de a le publica. Deci aștept mesajele tale. Și să vedem acum în fiecare domeniu ce ne așteaptă în 2018, dar în același timp, ascultă-ți previziunile pentru semnul tău zodiacal. Și dacă îți cunoști ascendentul, ascultă previziunile și pentru zodia care reprezintă ascendentul tău.
Anul 2018 este marcat de un element astrologic, de o configurație astrologică care este extrem de rară și extrem de benefică. Este ca și cum Universul simte că trecem printr-un an greu, dar nu te gândi la un an greu în sensul că îți va merge prost sau că vei avea ghinioane sau că nu se vor lega lucrurile. Nu! Va fi un an greu pentru că fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că avem un punct în care am fost mai superficiali, avem un punct în care am tratat lucrurile mai cu detașare și neimplicare. Și exact în punctul ăla, noi vom fi trași de urechi de către planete. Aici va veni dificultatea anului, vom fi puși la treabă și va trebui să ne reorganizăm, să ne recalibrăm și să găsim o nouă direcție de viață pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Evident, respectându-le liberul arbitru. Deci, Marea Trină, care, repet, este cel mai bun aspect din astrologie, vine și stimulează global comunicarea, relațiile, asocierile și parteneriatele. În horoscoapele individuale pentru fiecare semn zodiacal, voi preciza punctele pe care ți le activează foarte puternic. Dar din punct de vedere global, planetele vor de la noi ca în 2018 să lucrăm pe comunicare, să interacționăm cu ceilalți și să ne creăm conexiuni. Ca și cum ar spune, uniți vom învinge sau știi, vom ieși din criză doar dacă ne unim forțele și fiecare dintre noi vine cu o soluție și punem toate soluțiile astea cap la cap și găsim rezolvarea. Mesajul este, dacă vrei să-ți rezolvi o problemă, discută cu cei din jur, cere părerea celorlalți și la final îți trasezi propria ta părere. Anul debutează pe un soare, planeta energiei, luminariul energiei, în casa întâlnirilor karmice, iar ascendentul este pe balanță. Se caută armonia, se caută echilibrul, se va accepta zona de compromis în situațiile delicate. Prima planetă care deschide vibrația acestui an este Marte, planeta energiei, care se simte excelent în semnul Scorpionului, unde îl găsim la începutul anului. Marte guvernează Berbecul și Scorpionul este guvernatorul secundar al Scorpionului. Dacă în Berbec se află în domiciliu diurn și este ca un copil, ca un soldățel care este energic, vrea să facă lucruri toate deodată, când e nervos, țipă și trebuie să-l audă toată strada, în Scorpion, Marte este înțelept, precaut, calculat și un bun strateg. Și uite că într-un an în care te-am avertizat în introducerea filmării, ai grijă că vorbim despre bani și despre lucruri materiale, Marte ne deschide harta și ne spune anului și ne spune, e timpul să-ți pui ordine în afaceri, să stabilești dacă îți place locul de muncă pe care îl ai și activitatea pe care o faci și să iei măsuri în consecință. Dacă nu-ți place locul de muncă, începe să cauți altul. Nu-ți spun să-ți dai demisia, zice Marte. Nu-ți spun să acționezi irresponsabil. Marte e în Scorpion, e precaut. Dar nu te mai limita, nu mai accepta blocaje, nu mai accepta să fii folosit și umilit și alții să se împăuneze cu talentele tale. Caută și vei găsi. Bate și ți se va deschide. Acesta este mesajul. Apoi, ni se semnalează că dacă vom da dovadă de înțelepciune și echilibru, ne reactivăm foarte frumos zona financiară. Sunt încurajate inițiativele. Marte se află în conjuncție, adică este suprapus peste Jupiter, planeta norocului. Imaginează-ți ce frumos este ca într-un an în care la nivel global și la nivel extins avem avertisment cod roșu astrologic de criză financiară, pe nivel micro, pentru că eu aici îți vorbesc ce ți se întâmplă ție, tu cel care mă privești. La nivel micro, al familiilor noastre, a vieții noastre de oameni simpli, modești, care ne ducem viața zi de zi fără să ne gândim ce se întâmplă, nu știu, la nivel mondial, putem avea niște rezultate foarte bune pe zona financiară cu o singură condiție, să facem
ce ne place. Să nu mai acceptăm compromisuri, să nu mai acceptăm ca alții să se folosească de noi. Și Marte, în conjuncție cu Jupiter, ne indică să ne dezvoltăm stima de sine și conștiința propriei valori. Următorul sector în care suntem bine aspectați cu toții anul acesta este cel al comunicării, al discuțiilor, al planificării. Mercur, planeta comunicării, se tranzitează, se află în semnul săgetătorului, pe casa comunicării. El chiar guvernează casa a treia a comunicării și va crea pentru foarte mulți dintre noi un context favorabil în care putem interacționa cu cei din jur. Putem afla informații importante pe care le putem pune în practică în domeniile de activitate pe care le avem. Și vom avea niște strategii extrem de bune pentru planurile de viitor. Vom fi ajutați mulți dintre noi de femei anul acesta. Este un an în care marcajele sunt pe apă și apa întotdeauna ține de elementul feminin. Și soluțiile la probleme vin prin ieșitul în public, interacțiunea socială. Spre exemplu, uite, îți dau un exemplu aleatoriu. Ai o firmă și firma asta nu prea merge bine, e chiar în pragul falimentului, ești disperat, ești nemulțumit, ești nu știu ce. Și primești ești deprimat și primești o hârtie în care ești invitat la un workshop, nu știu, de dezvoltare personală, la un workshop în care un antreprenor de succes vine și povestește experiența lui. Și nu prea ai chef să vii și nu prea ai chef să participi. Și Mercur te aruncă din casă și îți spune, nu, amintește-ți, Alexandra, cum am zicea în horoscop, să ieși, să socializezi. Și tu te îmbraci așa plictisit și pleci la acel workshop unde întâlnești pe cineva care îți dă o idee fabuloasă sau vrea să intre, să se implice în afacerea ta sau vrea să te sponsorizeze sau afli niște informații care te ajută să-ți pui afacerea pe picioare. Deci, anul ăsta, indiferent de sfera socială în care te afli, ieși din casă. Soluțiile vor veni prin interacțiunea cu grupul. Apoi, este un moment în care mulți dintre noi ne vom confrunta cu opoziția Lună în Gemeni, Saturn în Capricorn. Și asta ce înseamnă? Luna e planeta emoțiilor. Este luminariul, de fapt, al emoțiilor. Precizez, hai să toată ați auzit cuvântul luminariu. Noi, în astrologie, avem o licență poetică recunoscută de toți astrologii pentru că e mai simplu să faci compromisuri, să nu-ți bați capul prea mult, să explici oamenilor. Deci, noi avem planete și luminarii. Soarele și luna, pentru că luminează unul ziua, unul noaptea, se numesc luminarii. Ele nu sunt planete, ele nu retrogradează niciodată. Dar pentru ca oamenii să înțeleagă mai ușor ce avem de spus, nu-i băgăm în ceață și nu vorbim despre luminarii, ci vorbim despre planete. Dar astrologic nu e corect să spui planetă. Și dacă sunt tot aici, vreau să clarific pentru a mia oară, pentru că eu în toate filmările aproape spun lucrul ăsta și sunt foarte des întrebată de noi subscriberi. Ascendentul, dragii mei, nu se manifestă după o anumită vârstă. Ceea ce vedeți voi aici este ascendentul meu. Când te întâlnești cu un om, tu îi vezi ascendentul. Ascendentul este înfățișarea. Nu ai cum să te manifesti în înfățișare după 20 de ani, după 30 de ani, după 50 de ani, pentru că e ca și cum ai fi fost un abur până acum. Ascendentul reprezintă înfățișarea noastră și modul în care cei din jur ne percep. Prin urmare, ascendentul se manifestă dintotdeauna, așa încât atunci când îți asculți o previziune, îți asculți și zodia și ascendentul, pentru că ele sunt conectate una de alta. Și am închis paranteză. Deci am lămurit cu luminariu și am lămurit cu ascendentul. Și mă întorc la opoziția Lună-Saturn. În 2018, Luna, luminariul emoțiilor, se află în semnul gemenilor în tranzit în momentul ridicării hărții. Asta ne dă curiozitate, dorința de a explora, dorința de a comunica, dorința și nevoia de a interacționa cu cei din jur. Și vine Saturn, care e cu blocajele, cu precauția, se mișcă încet și Saturn față în față cu Luna va încerca să ne pună stop la emoții, la curiozitatea de a explora, la curiozitatea de a încerca lucruri noi. Și exact asta nu trebuie să faci. Deci, anul acesta, dacă vrei ca lucrurile să-ți meargă bine,
Ascultă-l pe Saturn și nu-ți da toți banii din cont în a investi într-o afacere, însă dă-ți drumul să validezi luna și să explorezi, să încerci. Încearcă mai mic, încearcă cu o cantitate mai mică și nu te baza pe speculații, pe speculații financiare în care să spui lasă că trag un tun acum și îmi ies banii. Nu, nu o să-ți iasă nimic. Anul ăsta nu o să-ți iasă nimic dacă te bazezi pe speculații financiare. Saturn o să te pună la treabă, Luna o să-ți dea idei bune, dar când acționezi, acționează cu investiții minime și crește cu baby steps, cu pași de copilaș, încetul cu încetul, ca o furnicuță. Pui cărămidă peste cărămidă. Nu te aștepta la explozii financiare, că nu o să se întâmple. Știi cine o să fie foarte avantajați în zona aceasta, Saturn opoziție lună? Constructorii. Cei care construiesc imobiliare, case în acest moment, vor avea câștiguri. Și cei care construiesc nu neapărat complexe de case, știi, fac o casă în mijlocul câmpului și o vând, ci cei care construiesc cartiere, blocuri, locuințe, apartamente, aceia vor avea de câștigat anul acesta. Vorbeam despre faptul că este un an al întâlnirilor karmice. Unii dintre cei care urmăresc această filmare sunt deschiși și eu mă bucur pentru ei. Idei de vieți anterioare, când ne întrupăm și e logic, n-ai cum să cunoști toate experiențele lumii într-o singură întrupare, bineînțeles. Dar sunt și oameni care au o gândire în cealaltă direcție, în care spun, nu, noi murim și asta e tot, nu-mi bat capul, trebuie să-i respectăm și pe ei, bineînțeles. Dar ce vreau să spun este că e un an al întâlnirilor karmice, deci dacă nu crezi în asta, îmi pare rău, dă fast forward înainte ca să asculți puțin mai încolo, pentru că acum le voi povesti celor deschiși că oamenii care intră, oamenii noi, deci nu oamenii pe care i-ai întâlnit în trecutul acestei vieți, care au dispărut prin diverse circunstanțe și revin la tine înapoi, deci oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul vieții noastre, nu intră în această categorie. Deci oamenii pe care îi cunoaștem în 2018 sunt persoane care vin din viețile anterioare și cu care avem datorii de echilibrat și achitat. Ce este important de știut este faptul că ei vin, își rezolvă problema și pleacă. Nu ai cum în momentul unei întâlniri karmice să rămâi cu persoana aceea pentru tot restul vieții, într-o prietenie, într-o asociere, într-o relație. Vin, își fac treaba, îți faci treaba cu ei și apoi lucrurile, drumurile se despart și fiecare pornește pe drumul său. Aici e capitolul zonă întâlniri karmice. În privința sănătății, este un an în care va conta extrem de mult atitudinea pozitivă. Va conta extrem de mult să gândim productiv și proactiv. Dacă ai o afecțiune care îți bulversează viața, dacă ai să-ți mai pui și cenușă în cap, n-ai să rezolvi nimic. Schimbă stilul de viață, acesta este mesajul anului. Schimbă atitudinea. Nu mai sta în zonă de stres. Punctele în care noi vom suferi global la horoscopul detaliat pe zodii, îți voi povesti exact punctele unde suferă zodia ta în anul acesta sau predispozițiile. Dar global, mulți dintre noi vor avea un sentiment de alienare, de non-apartenență. Se vor confrunta cu insomnii, cu crize depresive, cu migrene, cu dureri musculare și demineralizare. Deci cam acestea sunt global, dar repet, fiecare semn zodiacal va avea particularitățile sale pe care le-am analizat în cadrul înregistrărilor celelalte. Foarte frumos aspectat este sectorul relațiilor de lungă durată. Mulți se vor căsători anul acesta și să știi că este un an bun pentru căsătorii. Repet, cu făcutul copiilor, precauție, asta e, dacă apar copii, vă felicit, ne bucurăm pentru venirea pe lumea unui sufletel, dar ții minte ce am zis la începutul filmării, ai grijă la atitudinea pe care o ai în raport cu partenerul tău, relația ta, pentru că se va reflecta în starea de sănătate a copilului. Și cei care
se hotărăsc anul ăsta să se căsătorească sau să se logodească sau să facă publică relația lor, se vor bucura în mare procent, în mare procent, pentru că există și excepții, de multă susținere și mult sprijin astral. Este un an în care nu uita ochiului Dumnezeu, Marea Trină, cel mai benefic aspect din astrologie, veghează și veghează comunicarea, sectorul relațiilor de lungă durată și sectorul asocierilor și parteneriatelor. Deci ești bine aspectat. Cei care pleacă dinspre România, înspre străinătate, am mai spus că se bucură de multă susținere și foarte multe persoane vor simți nevoia să organizeze grupuri, grupuri de discuții, grupuri de interese. Vom încerca să ne facem propriile noastre bisericuțe. Nu mă refer la religie, ci pur și simplu să simțim că aparținem unui grup social, unui trib. Nevoia de apartenență va fi foarte puternică. Și, dragii mei, este un an în care lucrurile sunt interesante. Toate direcțiile conduc spre zona materială în acest an. Nu m-ar surprinde ca zona materială să apară și pe internet prin popularizarea monezii virtuale Bitcoin. Cred că mulți dintre voi care urmăriți ați auzit de acest Bitcoin și hai să fim un pic raționali. Eu personal folosesc numai cărți de credit. Mi se pare, nu știu, este o chestie psihică. Când dau bani materiali, deci când scot hârtii, care e aceeași sumă, mi se pare că parcă dau mai mulți bani decât dacă întind cardul bancar și spun, uite, bagă-l acolo, la supermarket, îl trec prin cutia lor. Și atunci, într-un an în care Uranus, am și vorbit, tranzitează Taurul, foarte mult se va încerca, Uranus ține și de tehnologie, să se treacă de la moneda palpabilă la moneda virtuală. Și chiar când făceam această filmare, a fost o coincidență, am auzit că nu știu care stat european, nu vreau să dau nume să nu greșesc, va începe să folosească numai moneda virtuală, cred că din 2018. Deci este un an, ca și concluzie la ceea ce am prezentat, în care ne ocupăm de material, de achiziții, de a stabiliza lucrurile, de a parafa hârtii, de a parafa relații, de a le oficializa și de a ne orienta spre bunăstarea materială mai mult. Și, bineînțeles, mulți dintre noi vor lucra și pe zona spirituală, dar va fi mai puțin interes. Acum vine materialitatea, știi, cel care te întreabă, păi de ce ai adunat acum financiar, unde te poziționezi? Dragii mei, acestea sunt previziunile generale și vă aștept să ascultați fiecare semn zodiacal în parte. Dacă îți cunoști ascendentul, ascultă și previziunile pentru ascendent. Și dacă vrei să fii la curent cu activitatea mea, cu noile mele postări, apasă butonul subscribe sau butonul în limba română abonează-te, care este în partea de jos a ecranului acestei filmări. Deci este în partea de jos, este cu roșu scris subscribe. Un like nu strică pentru că mă ajută mult și bineînțeles aștept și comentariile tale care vor fi moderate și citite personal de mine. Îți doresc multă baftă în 2018, să ai un an cât mai productiv și cât mai frumos.